Era o perioadă istorică foarte dificilă când niște băieți de cartier luau cu 10 lei din curtea școlii, nu le la Betel, în alte școli, în creștine, lăsați-mă să actualizez, metafetamina cu 10 lei. Și băieții ăștia, sâmbătă seara, vizionau pornografie, duminică dimineața veneau la biserică, fără nicio grădină. culmea că aveau tupeu să mai pună mâna și pe instrumente. Erau filii lui Eli. Băieți șmecheri, interesanți, îmbrăcați după ultima modă, foarte atractivi, foarte impunători, știau foarte bine legea, toate prescripțiile ebraice erau în degetul lor mic, dar aveau niște faliți, lăsați-mă să actualizez pentru mileniu 3, niște prieteni mai bagabonzi decât ei, care atunci când venea un om la templu, la Silo, și zicea, vreau să aduc o jertfă pentru familia mea, am făcut asta, 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 asta. Ei erau foarte bine manierați și nu mergeau, ei nu se prezentau, ziceau, preotul e ocupat acum, are ceva scris în birou, dar niște prieteni de-ai lui și de-ai lor intrau de urgență cu forța în locul în care se ducea jerfa și la cazanul acela așezau o furculiță gen furcă, cum se zice la români, cu dinți lungi, lați, când se asigurau că ating fundul cazanului, smulgeau ce puteau. Dacă omul bine informat, evreu pur sânge zice, ai vi grijă că n-ai voie să faci asta. Pentru că mielul trebuie să fie așezat după rigorile ebraice. Mai întâi să-i fie arsă grăsimea și apoi are voie preotul să ia ceva pentru el. Îi zice, ai mă tași din gură că să niște povești de alea pe vremul, ce? Ne facem ce vrem. Și unii chiar au senzație că fac ce vor. Unii au senzația că mint, înjură, fumează, se droghează. Sunt dealer de droguri. Și totuși, m-au tupeu, domnule, să intre într-o clădire penticostală. Nu, 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 zicea el. Mai întâi pentru preot. Adică tu nu crezi că Dumnezeu îți poartă de grijă? Tu nu mai respezi rigorile ebraice? Și asta nu era nimic. Dar băieți, de preoți, Treau în concubinaj cu menajerele din templu de la Silo. Și Dumnezeu zice, nu mai suport asta, domne! E inadmisibil să fumezi și totuși să cânți. A zis careva amin și n-am Amin, asta e scris în Biblie. E de neadmis să vizionezi pornografie sâmbătă-seara și să ai peul domnule, că duminică dimineața și duminică seara vii și transmiți o cântare cică numele Domnului. Domnul zice, băieți, vezi că eu sunt preajma, aveți grijă. Aveți grijă că vă urmăresc cu privirea de multă vreme. Aveți grijă că știu când intrați în parcări și comiteți adulte pe pacheta din spate la mașină. Aveți grijă că știu câte amante aveți, aveți grijă că știu tot. Așa că mi-am pus binoclu pe voi și decretez că dacă nu vă bucăiți, moriți în război. Și Dumnezeu zice, stați un pic, să ne înțelegem. În locul ăsta e sfințenia, aici nu-i downtown, centru. Aici nu faci ce vrei. Aici faceți scrie scriptură. Cine e de acord cu mine să zică amin. Amin, aici este locul lui Dumnezeu, aici e casa lui Dumnezeu, aici e prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu totul strigă slavă și sfințire. Cine crede că amin este să zică amin. prezența lui Dumnezeu nu fac ce vreau. Mă supun, egal că sunt pastor. Se dreulează istoria și zice Biblia, dintr-o dată Dumnezeu zice, uite că o să vă îngădui războiul. Știți ce mă tem foarte tare? Să mă auziți toți, vă rog. Mă tem că pe unii dintre noi, din Românii, s-ar prea putea numai un război să ne trezească. Foarte tare mă dămează. Rugați-vă pentru pacea României. Rugați-vă să continue Dumnezeu ca la granițele României să fie îngerii Domnului. Cu două săptămâni înainte să înceapă invazia rușilor în Ucraina, eram într-o biserică pericostală din România și o soră cu dar de prorocie a vorbit și a zis așa vorbește Domnul. Voi pocăiților care vă temeți că va intra război în, în România, nu vă temeți pentru că la granițele României am așezat îngerii mei care învârt săbi învăpăiate să păzească țara aceasta. Strigăm din toată inima, mulțumim Doamne Iisus Hristos, mulțumim pentru protecția ta, ce tragedie ar fi Prodeu din Cluj, Liceul Pentecostal să se închidă, o Betel de aici din pentru că începe războiul, ferească Domnul. Rugați-vă în fiecare zi, dragi elevi, rugați-vă profesor, rugați-vă toți, rugați-vă părinți, rugați-vă bunici, rugați-vă și mijlociți pentru pacea acestei țări. România are nevoie de mâna lui Dumnezeu. România are nevoie de mâna lui Dumnezeu. Cerem ca protecția Domnului să fie întinsă peste România și puterea lui Dumnezeu să fie securitate pentru fiecare român. Lucrează, Doamne, pentru azi. Și Domnul zice, vă las războiul. Biblia zice, au tăbărât lângă Ebenezer evrei și filistenii tăbărât să la afect. Ce au zis ei? Dacă filistenii au vrut să se bată cu noi, nicio problemă. Noi nu vorbim cu Dumnezeu, ne rugăm, nu mergem la pastor, nu vorbim în comitet. nu ne interesează nimic, domnule. Facem ce vrem. Mergem la război. Știți câți bărbați au murit, au murit în acel război? 4000. Și nu vă interesează dacă nu sunt părinții voștri, așa -i? Dar dacă e taică tău, dacă e bunic patru mii de mormântări fără morți, cei mai mulți sunt mormântați în absență. O decizie fără Dumnezeu și 4.000 de morți. Câte decizii ai luat fără Dumnezeu în 2024, te întreb? Și dacă te-ar fi îngăduit Dumnezeu de câte ori te să mori din cauza unor decizii personale. Nu am învățat nicio lecție. Au zis nicio problemă. Dacă din nou vor tăbări filistenii la noi, pe spațiul ebraic, mergem din nou în război. care e problema? Că mai mor încă 100 de mii? Cutează? Vai, vai, cum gândesc unii. Să știți că sunt păcate pe care le comit unii oameni și din cauza păcatelor lor, familia întreagă e ruinată. Eram la capătul unui băiat, nu mă o lună aproximativ, era în clasa patra. Înainte să fiu la mormântare, m-a chemat în disperare taică -sul. Și am plecat în salonul în care era internat și n-am avut loc de consiliere și sunt niște scări mi-au zis, stai că să mă lăsați, vă rog frumos, să vă spun ceva. Am zis, de acum să nu că de am venit pentru noastră. Știți că băiatul meu e în spital din cauza mea? Știți că după ce m-am botezat, am fumat din nou pe ascuns? M-am uitat în ochii lui grav și autoritar. Și a zis, frate, nu vi se pare că e prea scump prețul ăsta să vă îngrobați copilul dacă va muri? Din cauza că dumneata din nou ai fumat după botez? A murit băiatul. i pus la cap, cum stătea în sicriu aici, o Biblie îmbrăcată în piele și tu să mi-a zis, prea târziu i-au dat Biblia. Trebuia să vedem mai repede. Apropo, băieți și fete, să știți că în fața voastră stă un bărbat de 37 de ani, mulțumesc mult la fel și vouă, care în clasele 5-12 a purtat Biblia într-o școală necreștină în fiecare zi în Gheozdan. Și uite că n-am murit. Unii nu au poartă nici în biserici. Domnul să ierte. Prea târziu atât Biblie. Filistenii au venit pentru că filistenii nu se joacă cu vorbele. Dușmanii tăi spirituali nu sunt curios că ești prezent la Betel, că ești membru în Carpați, nu știu pe unde, în Cluj, în Betania. Nu-i curios unde ești. Dușmanul știe un singur lucru. E setat să te distrugă. Vine prin forme religioase, prin tradiții, vine cum poate, nu să te prindă. Vrea să te prindă, să te arunce în păcat, să comiți păcat după păcat și apoi să te lase singur, să zică, plătește factura, Prima dată îți promite că nu se întâmplă nimic. Nu o să știe nimeni, nu o să te prinde nimeni, totul să fie ok. Din nou vin filistenii și luptă împotriva evreilor, zice Biblia. Și acum zic ei, hai măcar să fie religioși, mă, prieteni. Să avem argumentul că am vorbit cu Consiliul Organizator, cu liderii religioși, cu bătrânii lui Israel. Așa că, ce se întâmplă? Se tu la bătrânii lui Israel și îi întreabă cum să reacționăm în momentul ăsta. Am fost învinși. Bătrânii lui Israel, în loc să le spună, prieteni, începeți să postiți. Stimată doamnă care ai gând de divorț, mă auzi? Nu psihologul este soluția pentru viața ta. Nu terapeutul, nu psiatru, nu avocatul, nici notarul. Soluția pentru viața ta este Isus. Isus. Isus înălța să fie în numele Lui. Soluția pentru tine nu e să fii un pic mai inteligentă, mai atacatoare în replică, să fii mult mai răzbunătoare decât bărbatul tău. Să-i arestul lui, lasă că-ți arăt că-ți fac daune morale. Plătești. Soluția pentru tine ta este să te rogi. Să strângi prunții de mână, în living. Și chiar dacă e un golan bărbatul tău, un alcoolic declarat, să te rogi în fiecare seară pentru el și spui lui Dumnezeu, Doamne, schimbă-l, schimbă-l, schimbă-l. Nu mă prezi din rugăciune până nu schimbi. Nu-i suficient să fim prezenți la biserică? Nu-i suficient să purtăm cu noi o Biblie, chiar Versiunea Cornilescu, nicio problemă. Nu-i suficient să fii prezentă și prezent într-un cor, chiar Betel. Nu-i suficient să fie scris într-un registru membral, chiar o biserică pentecostală. Trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu. Trebuie fiecare dimineață când îți împreunezi mâinile, înainte să ieși pe ușa casei, să simți că Hristos e lângă tine. Fiecare seară, înainte să pui capul pe pernă, să știi că în dormitorul tău este prezent Dumnezeu. E prezent Dumnezeu. E prezent Dumnezeu că mergi cu mașină. Să ai o relație personală cu Dumnezeu trăind din poveștile bătrânilor noștri și puțin dintre noi mai avem o relație personală cu Dumnezeu. Bătrânii lui Israel au zis, luați chivotul, pentru că chivotul lui Dumnezeu, așa cum se spunea foarte bine, este expresia prezenței lui Dumnezeu. Pe unde umblă chivotul, nu se poate să se întâmple altceva decât să câștige evrei. Și Dumnezeu zice, uite, vă dau o lecție, să înțelegeți că nu i suficientă forma, nici amintirile trebuie să vă schimbați viața neapărat. Biblia zice, filistenii au tăbărât și chivotul Domnului a fost capturat și furat de filisteni. Se spunea deja foarte bine ce au zis filistenii. Hai să facem o demonstrație publică. Obligatoriu, mergem în spațiul unde e Dumnezeu nostru cel mai tare, dacă o peste și arătăm care dintre ei mai tare. Dumnezeul lui Israel, Iacve, reprezentat prin acel paralipipet pentru băieții care nu suportă matematica și fetele, de aia zic paralipiped, da? Ce era chivotul? Chivotul era un paralipiped din lemn de salcă împoleit mai întâi pe interior și apoi pe exterior cu aur. Pentru că tot ce face Dumnezeu atinge mai întâi interiorul. Dar nu uitați, interiorul schimbat se vede în exterior. Amin. Amin. Nu mai te îmbraci cu decolteuri, fată, dacă te-ai botezat cu adevărat. Păiete, dacă ești întâlnit cu Hristos, îmi pare foarte rău să spun, nu mai poți plete. De ce? Biblia scrie că este rușine pentru un băiat să, pentru un să poartă părul? Așa în Biblie. Eu nu cer scuze pentru ce spun în Biblie. Schimbarea interioară se vede. Nu mai umbli cu foștii dealeri de droguri. Nu mai rămâi cărăuși nu mai utilizez droguri, nici măcar marijuana, doar. Păi ce invenție aduce satan? Ascultați-mă ce se întâmplă în generația contemporană. Eu sunt foarte înfit în realitate și îmi dau seama că dacă nu predic realist și practic, oamenii nu mă mai ascultă, așa că o să o predic foarte practic în seara asta. Și că cică, sistemul farmaceutic spune, dacă vrei să scapi de țigări, îți dăm noi niște pastile cu nicotină în ele și încet, încet le și ce că scapi. Păi, prieteni, Vreau să vă spun altceva. Dacă vrei să scapi de țigări, îi mărturisești lui Hristos băgat, tu mergi la un pastor sau la un prezbiter, se roagă cu punerea mâinilor pentru tine dacă e sincer și sinceră și bazat pe cartea asta numită Biblia, Hristos te eliberează. Hristos te eliberează. N-ai nevoie de pastile cu nicotină. N-ai nevoie să folosești drogurile doar o dată pe săptămână în loc de 5 ori pe săptămână. Am consiliat băieți care au fost eliberați de droguri. Știți când au scăpat cu adevărat? În momentul în care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Există o explicație logică. Prezența Duhului Sfânt peste acel băiat, bucuria aceea a Duhului, a fost mai puternică și mai de impact decât dopamina care se vărsa în sânge și euforia care îi dădea drogurile, crea pe altă lume. Când vorbea în alte limbi, era conștient unde ei, Putea să atingă orice și putea să vrească oricând. Dar Duhul lui Dumnezeu era mai tare. Sunt aici să vă spun că Isus Hristos ne iubește pe toți. Sângele lui Isus Hristos a vărsat pentru fiecare dintre noi. Mă bucur foarte mult că sunt înconjurat de acești tineri, pentru că predic în generația lor și știu cu ce se confruntă. Nu-i cunosc personal pe niciunul dintre ei și mă bucur pentru asta, dar știu ce e în inima lor. Au drame, au probleme. Pentru că generația părinților lor, adică dumneavoastră, nu înțelegeți. Tot mai des, la consilieri spirituale, îmi spun fete și băieți de 15 ani, tata nu mă iubește. Niciodată nu m-a îmbrățișat. Mama nu mi-a arătat că ține la mine. Are în cap numai business. Pe părinții mei nu-i interesează cu adevărat de mine. Aprobați vă dragi părinți de copiii dumneavoastră, până mai puteți. Că vine un moment în care e prea târziu. Ce faceți voi? Păi nu luăm chivotul Domnului și l-am dus, gata. L-am așezat în camera lui Dagon, o pește să vedem care e mai tare. Se citea deja. A doua zi de dimineață, pe prag, nu se să poată să pună piciorul, există un cap de Dumnezeu fals. Capul statuetei. Este niște mâini. Pentru că de la intrare a vrut să le spună Iahve, Dumnezeul lui Israel, Ține-ți minte cine conduce istoria acestui univers. Sunt eu Dumnezeul cel atotputernic. Și Dumnezeul acesta este Dumnezeul tău, frate. Este Dumnezeul tău, soră. Ai toate argumentele să te încrezi în Dumnezeu. Ai toate motivele să-i spui Domnului, trăiască numele tău, Dumnezeule. Înălțat să fie în numele tău. Ai fost cu mine întotdeauna. Ai fost de partea mea. Mai păzit, mai ocrotit. Slăvit să fie numele Domnului. Este cineva care din pandemie până azi recunoaște că Dumnezeu a fost cu el să ridice o mână Aleluia lui Dumnezeu. Secundă după secundă a fost Dumnezeu cu noi. Când nu-L băgam în seamă, El era interesat de noi. Că satan ar fi vrut să ne facă ferfelițe pe trecere de pietoni când treceam pe verde. Și a venit un om care nu respecta legislația, merea cu 150 la ore în localitate. Cineva a oprit mașina aia și a rămas în viață. Acel ce a oprit mașina e Dumnezeu. A trimis un înger dacă a fost nevoie și la un milimetru de tine, de piciorul tău, s-a oprit mașina. Nu, nu abes, nu SP, nu nimic. Prezența lui Dumnezeu. Spune-i din toată inima lui Dumnezeu, mulțumesc. Evrei s-au jucat cu prezența lui Dumnezeu. Faptul că a avut pivotul Domnului în care erau trei elemente supranaturale. Vasul cu mană, ce spunea vasul cu mană? Vasul cu mană spunea clar, la 600.000 de bărbați, dacă le numărăm soțiile și pruncii, dacă aveau un singur copil, dar majoritatea aveau mai mult de un copil în spațiul ebraic, între un și 2 000 000 de mii și două milioane de guri, două milioane de stomace, inclusiv copii sugari, cineva i-a hrănit pe gratis. Când nu există în tot deșertul, nici măcar un metru pătrat unde se pui o sămânță cu speranța că în câteva luni răsare ceva. A vrut să le spună Dumnezeu, eu vă porc de grijă. Eu sunt eu, vaire, Domnul parte de grijă. Recunoști în această seară că Domnul s a purtat de grijă, fă-mi un semn în seara asta și spune Dumnezeu, mulțumesc, Doamne, mulțumesc că ai fost cu mine, cu casa mea, cu familia mea, cu pruncii mei, mulțumesc că securitatea a fost de partea mea în pandemie sau fără de ea, accidente sau în lipsa lor, în soare sau în umbră, când norii negri se așezau pe bolta vieții mele, cineva m-a supravegheat. Am simțit o mână nevăzută care m-a lovit pe umăr și mi-a spus, mergi înainte, fă curaj în numele meu, sunt cu tine. Aliluia lui Dumnezeu! Aliluia lui Dumnezeu! Am un mesaj pentru elevii din Betel și pentru toți elevii din România. Să nu uitați, Dumnezeu vă va purta de grijă. Faceți-vă partea, stați de partea Domnului, încheiați legământ cu Domnul Isus Hristos. Iubiți-L pe Dumnezeu! Opriți-vă din păcate și Dumnezeu vă va purta de grijă. slăviți să fie în numele Domnului. Vasu cu mană din chivotul legământului spunea, indiferent ce criză vine în lume, indiferent cât de mare va fi foamea, dacă vine în România, să nu uitați, Dumnezeu mare are corbi, ca pe vremea lui Ilie. Și ți poate trimite la geam, dacă stai la casă sau la apartament, oriunde ai fi, Dumnezeu îți poartă de grijă. În chivot erau tablele legii. De ce tablă legi într-o societate în care regulile sunt insuportabile? Ia spune unui adolescent, regulamentul spune ce regulament, domnule, Cine ți pe tine regulament? V-ați inventat un regulament, ce cu regulamentul acesta? Nu suport regulile. Vă rog să pricepeți că Dumnezeu a fost atât de atent încât a zis, atunci când vă construiți casele, pentru că acoperișul era plat, spațiul de brai, vă rog frumos, decretez, puneți un gard în jurul acoperișului. De ce gard? Că nu suportăm garduri. Pentru că atunci când cineva lucrează pe acoperiș și e concentrat la ceea ce trebuie să facă, Vără să vrea, dă cu piciorul în spate. Și dacă nu e atent, poate să cadă în gol. Regulile te protejează. N-am întâlnit fată care să-și asculte părinții cu respect. Câte vreme a fost în casa lor și după ce s-a măritat, să-i cinstească și să aibă o viață distrusă dar am întâlnit sute de fete care au fost distruse. Și multe dintre ele au și acum gânduri suicidale. De ce? Pe dus mă interesează, domnule, ce e asta? Cum adică? Ce tablele legii? Ce Biblie, domnule? Să mă împace cu Biblia. Eu fac ce vreau. Și au făcut ce au vrut până au reușit. Până un derbedeu a pus mâna pe ea, a necinstit o necinstit-o ca pe din Biblie și nu a mai făcut ce-a vrut a devenit sclavă. Exemple sunt cu un miluit, nu avem timp acum să spun despre el. N-am întâlnit băiat care să fie respectos cu tata și mama, cu profesorii, cu părinții, cu bunicii și să ajungă rău în viață. Dar am întâlnit o grămadă de băieți care nu respecta nici o regulă și pe unii dintre ei am vizitat de pe gratii. Unul dintre ei la ora 7, trebuia să fie la biserică. Și la ora 7, pentru că era un meci interesant pentru el, se caz real, nu vorbesc bazme. Era pe stadion. Cel mai cuminte minte elev pe care l-am avut la clasă, într-o școală necreștină, prin 2011, era să elevul meu. Niciodată nu întârzia la ore. Venea la 8 fără 5, nu la 8 și 10. Dar pentru că era într-un anturaj murdar, a smuls un scaun din beton. Ce forță i-a satana și-a lovit cu scaunul în capul unui jardar. Știți că din toată gașca de băieți agresivi, el este singurul care a primit închisoare cu executare? Știți de ce? Pentru că el era și botezat în apă. Botezul nu e o chestiune așa în care fac ce vreau? Botezul un legământ cu Dumnezeu, mă responsabilizează. Puteți o promisiune pe viață în care spun Domnului, Doamne, te urmez indiferent ce urmează în viața mea. Eu voi fi cu tine în momente bune sau în momente rele. Amin. Eu te iubesc când toți te urăsc. Eu îți zâmbesc, Dumnezeule, când toți se încruntă. Când și Petru se leapă de tine, eu rămân lângă tine, ca ucenicul iubirii Ioan. Te iubesc, Hristoase. Ajută-ne, Doamne, pe toți. bubel așezat probleme și dintr-o dată se întreabă, ce se întâmplă, domnule? E Dumnezeu în ecuația asta? Chiar e Dumnezeu că unde intră chivotul? Ăștia toți au probleme, domnule. Boli incurabile. Cum pleacă chivotul? Cum se retrag bolile? Și filistenii se întreabă, oare e coincidență? Hai să facem un test. Luăm un carnou nouț, își lefuim, îl lăcuim, totul să ne vedem oglindă în el, așezăm chivotul în care era vasul cu mană, tablele legii și toiagurile Arona, asta înseamnă autoritate, nu intrăm acum în detalii. Autoritate respectată, bineînțeles. Doamne ajută, se zice. Amin. Așezăm Așezăm chivotul în carul nou, angrenăm la carul ăsta două vaci care de curând au fătat, tinere sunt, au viței după gratii, instinctul, faptul că de curând au fătat, trebuie să le oblige să alimenteze văștea cu lapte. Că strigă în disperare viței infometați. Dacă nu vor merge spre viței lor cu carul în direcția aia, ce au apucă spre spațul ebraic, spre bet înseamnă că în toată ecuația asta e mâna lui Dumnezeu. Dacă nu, totul este o pură întâmplare. Satana zice în seara asta, din întâmplare ești aici? Din întâmplare a apărut predicatorul ăsta agitat, care le-a văzut nu știu pe unde. Din întâmplare. Nimic nu e întâmplare. Dumnezeu te iubește mai mult decât poți să să-ți imaginezi. Când tu te urăști pe tine, Dumnezeu continuă să te iubească. Când toți din jurul tău te urăsc, există o dragoste imensă. Atât de mult te iubit Dumnezeu încât și-a întins mâinile la calvar. Din mâinile lui s-a scurs sânge nevinovat. Din capul lui, din coasta lui străpunsă de o lance romană, aparent întâmplător. Și din picioarele lui. A vrut să spună din toată inima, și din toată ființa până la ultima bătăie inimii te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc când de frângă de Te iubesc. Strig din toată inima, mulțumesc Hristoase. Mulțumesc că ne iubești pe fiecare dintre noi. Zici și făcut, carul pregătit. Când chivotul e așezat în car, când animalele astea simt greutatea chivotului, parcă în pas de defilare, deodată calcă. Și noi au pe drum asfaltat, pe drumul bătătorit, ce o apucă direct peste bolovan, pe scurtătură. Să ajungă în spațiul ebraic cât mai repede. Știți cine era acolo în ecuația asta? Mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu. Chivotul a apărut în spațiul ebraic și evreii care erau niște muncitori prin excelență au început să strige. Șocați. Hei, mă auzi? Da, te aud. Văd chivotul Domnului cum se întoarce la noi acasă. Ce trist că unii dintre locuitorii evrei din spațiu Betșemer s-au uitat în chivot și câți au murit, nu vă spun, temă de casă să aflați seara Vai, ce mulți au murit. Mă întrebați cum, frate? Cum se poate una ca asta? Filistenii au manipulat chivotul, l-au mutat, l-au manevrat, l-au întors, l-au dus și niciunul nu a murit. De ce când pune mâna un evreu și se uită în el în mod interzis, de ce moare? Pe exact de ce a murit Uza. Că dacă ești obișnuit cu cântările, dacă ai ascultat sute de predici, dacă ai bătut drumul până la biserică și înapoi de mii de ori și nimic nu se a de mintea ta și totuși tu ai promis lui Dumnezeu că o să fii credincios și credincioasă, să știi că atunci când Calci flagrant voia lui Dumnezeu. Dumnezeu permite să fii mult mai afectat decât alții care nu cunosc pe Dumnezeu. Cui s-a dat mult, I se cere mult. Cui s-a dat puțin, I se cere puțin. E grijă că ți s-a dat mult. S-a cântat așa de frumos despre Africa. Unde așteaptă milioane de oameni să audă Evanghelia. Și azi sunt grupuri etnice unde nici măcar o pagină din Biblie n-au ajuns la ei. Sunt popoare care nici măcar nu știu că există cuvântul Isus. Și la noi Isus e prezent pe fiecare stradă aproape. Și avem în biserică și aici, aleluia, slăvit să fie în numele Lui. Glorie prezenței sale. Prezența asta și harul ăsta, dacă îl risipești, te va judeca într-o zi. Ai grijă. Chivotul Domnului ajunge în spațiul BCM și, și oamenii speriați, pentru că știu că au probleme acasă și au multe falimente în viață. Zic să plece chivotul Domnului, luați-l de la noi. Așa se face că ajunge chivotul închiriat, iar în Iarim, localitatea despre care s-a citit în această ziară, și imaginați-vă că liderul numărul unu acestei localități cheamă pe toți bărbații lui Israel de la 20 de ani în sus, atunci nu ce puteai să comentezi, nu vreau să vin, pe toți îi cheamă și o singură întrebare au pe ordinea de zi de rezolvat. Cine ia chivotul la el acasă? Cine? Se creează o liniște apăsătoare? De ce toți știu, dacă luăm chivotul, s-ar putea ca unii dintre băieții noștri care fumează, care umblă cu veipuri, s-ar putea să fie curentat. Nu putem. Într-un final, un bărbat ridică mâna, parcă îmi imaginez și zice, vreau eu. Îmi asum responsabilitatea să duc chivotul la noi acasă. E adevărat că preoții care trebuie să ducă chivotul, care nu puteau fi oricare, ci trebuia să fie din două subseminții, Chehat și Merari, citiți în Biblie, dacă nu mă credeți, vor depune un efort mai mare să ducă chivotul. Pentru că chivotul trebuia să fie dus pe, pe umeri. Rugați-vă pentru pastorii voștri, pentru slujitorii voștri. Nu-i mai bârfiți. Opriți-vă din vorbe grele și calomniatoare pe la corțuri de stradă despre ei. Pentru că oamenii aceștia așa au expus viața pentru Dumnezeu. Dar să nu știți cum poți să doarmă noaptea uneori când află că era un bărbat de viață spirituală. Chivotul e o povară. e o și, e o, și e o pasiune, dar e o și o povară. Pe umeri nu ușor să duci chivotul. Crapă eu da nu că duci votul. Dar te apasă pe umeri. Rugați-vă pentru slujitorii dumneavoastră. Purtați-i în și rugăciune ca Dumnezeu să le binecuvinteze viața. Familiile și viitorul. Pentru că în funcție de cum vă rugați noastră, așa vă pot sluji cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu. Nu suspinând, spune Sfântul Pavel. Că nu va fi de niciun folos. Tot dumneavoastră pierdeți. a zice, dragii mei băieți, avea trei băieți. Care din voi vreți de azi încolo? Să rămâneți lângă votul Domnului. 24 din 24 de ore. Numele celor trei băieți era Ahio, cel mai mare băiat căutat în cronici, a tăcut vinovat, motiv pentru care numele lui nu mai apare nicăieri în Biblie câteodată. Doar e enumerat că există pe planetă. Și ai epuizat viață. Fără sens. A ajuns să i păv. Al doilea este uza. Tăcerea lui îl rupe în două. Ca și cum l-ar tăia Dumnezeu cu foarfecă. În ce episod? Când David din mută chivotul Domnului și l-așează după sistem filistean. Într-un car nou când trebuia să fie dus pe umeri. Și când carul nu merge pe peste niște bolovani, Uza simte nevoia să apere prezența lui Dumnezeu. Mă, cum să ne facem de minune, domnule? Crapă voi aici între noi. Ti de mâna repede. Să, să susțină pe Dumnezeu. O, căs nu cred că ei trebuie să-L apere pe Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu că e puternic, suficient de puternic să se apere singur. Nu mai încerca să-L aperi. Trăiește în pocăință adevărată cu Dumnezeu. Respectă prescripțiile Bibliei și cuvântul Domnului. Și Dumnezeu ne va binecuvânta pe toți. Amin. Ajută-ne, Doamne. E tăiat în două efectiv, rămâne două bucăți, Uza. Este băiatul lui Abinadab. Cel mai mic băiat, nu pentru că cel mai mic, ci pentru că se analizează. Zice de azi, eu voi rămânea lângă chivotul lui Dumnezeu. Ce face băiatul ăsta se numește abandon? Absolut. El nu mai are timp să butoneze pe telefon că e în biserică, știți? El nu e preocupat cu alte activități, el nu vorbește cu cineva. El stă ochi și urechi, e concentrat să văd când trece prezența Domnului pe lângă mine. Ce vrea să-mi vorbească Domnul? Ce are Dumnezeu cu viața mea? Noi când venim la biserică trebuie să fim ca niște magneți care efectiv să atragem tot ce trebuie în viața noastră, să fim ca niște bureți uscați care să captăm tot. De ce mâine te atacă un dușman spiritual la ora 14.35? Mâine te atacă un dușman spiritual. Dacă tu nu ești atent la ce se spune în seara asta, mâine nu știu cum să lupți. Și te-am vins. Și Dumnezeu ți-a spus în seara asta, dar ai fost atent. Nu te-ai interesat. Eleazar zice, voi fi abandonat absolut. Dar o să vină la, tine, pe la camera ta și bate în geam și zice, Eleazar, ne-am fost colegi de clasă, ne-am fost prieteni la bunicii noștri când ne-am jucat în insip. Nu vii cu noi la un club. Nu vii să... Nu. Eu vreau lângă chivotul lui Dumnezeu. Ce face băiatul ăsta este că în primul rând se oprește și zice stop oricărui păcat. Eleazar zice eu nu pot să-mi permit riscul să stau lângă chivotul lui Dumnezeu, și să fie păcat în viața mea. Să fumez, să mint, să înjur, să comit adulter. Nu pot să-mi permit, pentru că dacă eu voi mișca chivotul, deschid chivotul ăsta și am în viața mea păcat, Dumnezeu mă carbonizează. Mă curentează. Mor ca frate meu. Îți distrus ca alții. Nu pot să-mi permit așa ceva. Eu trebuie să trăiesc curat și curată. Mai e cineva care e de acord cu mine? Amin. Stopul care schimbă. 20 de ani a umblat ca un derbedeu. 20 de ani s manevrat pe lângă taică, s-a învârtit tot. Mai că a era cu el, numele lui e Iacov. Mai că s-a stă cu urechea pe gaură cheie să asculte ce zice taică so către favoritul lui băiat, Esau. Și asta are o mentalitate foarte interesantă. Și să zice, adun vânat, pentru că dacă tu mă hrănești bine, eu te bine binecuvintez. Binecuvântarea nu depinde de somac, nici de hobby-uri. Binecuvântarea depinde de Dumnezeu. Amin. Mai că se umblă și ea cu smecări, repede pregătește un miel, îi pune pe mâini. Pieile de miel să fie păros, să pară ce noi. Și merge la taică Și dacă să întreabă cine ești tu, fiule? aveau probleme mari de, la nivel de vas. Și acolo fratele mai mic și se zice, eu sunt fiul tău cel mai mare. E sau, ei mincinosule, cum îți permis să -mi minți? Eu vă întreb, cum de unii să-și permit să fumeze? Cum de unii să își permit să asculte muzică infectă cu înjurături? Și ne caută la biroul pastorale și spun, pastore, am înjurături în minte, mă scap la intersecție, că mă enervează omul la care îmi taie calea. Și eu îl întreb, Asculți cumva muzică cu jurători? Dar nu mi-a zis nimeni că e păcat să asculți muzică necreștină. Nu mi-a zis nimeni. Dar trebuie să zică cineva. Tu nu ai conștiință. Uite că ți-am spus eu în seara asta. Oare e cineva serios aici care să ți spună lui Dumnezeu, Doamne, din seara asta, oprezi muzica necreștină de pe Spotify, o meu podcast? nu mai ascult nici o melodie murdară. Știți că sunt fete la care Duhul Sfânt mi-a zis, te rog frumos să deschizi mașa până aici. Până aici o deschis. Un gest pe care pastorul de obicei nu se simte confortabil să-l realizeze. dacă a zis Duhul Sfânt, i-a spus, știți ce avea aici? Urme de lamă. A săpat adânc în faptele ei proprii, prin mărturisire. Știți ce mi-a zis? Am ajuns la gândurile să suicidale. Pentru că am ascultat muzica cu tare. Muzica nu este amorală. Muzica creează stări. De aceea David când punea degetele pe harpă, cum a cântat voi în seara asta, foarte frumos, în momentul respectiv, dulce rău, îngăduit de Dumnezeu de peste împăratul Saul, pleca instant. Cum pleca domnule, că n-a apucat să se o vorbă? Cum pleca? Păi peste degetele lui David, peste mintea lui, peste ochii lui, peste urechile lui, peste întreaga lui ființă era Duhul lui Dumnezeu. David zice în psalmul cu spăl mâinile în nevinovăție și așa, așa fi la biserică. Știți că acum 50 de ani bătrânii noștri când intrau într-o biserică unde era un proroc autentic, își făceau analiză în fața ușii. Și ce ori, la jilipă l Am zis asta, ce-am făcut? De ce își făceau analiză? Că intra în clădire, în căsuța aia mică, cu lemn, rambriuri de la vechi, maxim poder. Și Duhul Sfânt se ridica printr-o sau printr proroc și zice, așa vorbește de Domn, tu care ai făcut azi. Oare cât s -a mai intrat în clădire dacă s-ar mai întâmpla azi? Știți că se poate întâmpla în seara asta? Duhul Sfânt e aici. Slăvi să fie în numele Lui. Oprește-te din orice păcat. De ce minți, Iacov? Pe asta am învățat să fac nici o problemă. 20 de ani te urmăresc, a zis Dumnezeu. 20 de ani sunt cu binoclu pe tine, dau zoom pe viața ta. Mă interesează pe unde umbli, până unde mergi. După 20 de ani te aștept la intersecția cea mai gravă a vieții tale. Când după 20 de ani trebuie să dai nas în nas cu frate tău, de care te-ai despărțit fugind și care ți-a promis, când te-am prins, te-am omorât. Informatorii, spionii spun că e pregătit cu 400 de oameni înarmați până în dinți. Singurul cap de acuzare ești tu. Vrea să te termine. Uite că Dumnezeu parcă îl pune la intereseție și strânge cu ușa. O grămadă nu a fost de Dumnezeu până Dumnezeu l-a așezat pe scaunul ăla, pe targa aia cu rotile și l-a introdus la terapie intensivă. Când eu zic semnesc pentru injecție, este anestezie totală. O, ci ce sunt muiat. O lăsați-mă mai întâi să-i trimit un mesaj pastorului și să rog frumos să fac o rugăciune pentru mine. Dar mă, vagabondule, nu te interesa biserica niciodată de 20 de ani. Nu ai avut nimic cu Hristos. A, ah, te tem că mori. Ai devenit miel. Am înțeles. Are Dumnezeu metode. Și ce bine că le folosește din dragoste pentru noi, Dumnezeu uneori încearcă viața noastră, ființa noastră. Ne-ar putea lăsa să mergem pe direcțiile noastre. Din dragoste pentru noi, Dumnezeu ne taie calea uneori, că nu ne așteptăm. Și la modul figurat ne pune mâna în piept și zice, hei, vezi că sunt și eu în preajmă și știu tot ce faci. Eram la o biserică în sudul României și am zis, ascultă-mă, de care umbi cu trei amante. M-am speriat că am zis asta. Am zis prin dar de cunoștință, prin prezența Duhului Sfânt înainte să ies pe ușa principală a clădirii, eram cu pastorul local, care este și un pastor judician de acolo. Și un bărbat de mai solidoc, Avea o fetiță de șapte ani, am cuantificat eu care avea având în mâna stângă, ce mire mi-a fost de fata aia. S-a uitat în ochii mei, dita mai solid, și zis, pastore, eu sunt bărbatul cu trei amante. I-a zis lui Dumnezeu, dacă, dacă nu mă descoper în seara asta în public, la predică, am deja planul suicidal pregătit. Am vrut să termin cu viața asta. Mă opresc, a zis, de azi încolo mă opresc. Mi-am spus nici măcar să nu mai mergi pe strada unde sunt hotelurile, sau pe străzile unde sunt hotelurile, unde e curvit cu alea trei. Curvii în locații diferite ca să nu fie prins. Ce crezi? Ești prezentul lui Dumnezeu? E aici prezent. Iacov, te-a învârtit după 20 de ani, te-a prins la intersecție. Ți-ai trecut toate turmele, bisnisul tău, nu mai are valoare. Ți-ai trecut pruncii. Ai trecut familia întreagă. Și Biblia zice, însă Iacov, Iacov 32 cu 24, a rămas Sigur? Până nu-ți pui telefonul la deoparte să rămâi singur cu Dumnezeu. Până există factori perturbatori în mintea ta. Ce zice cu tare? Ce zice cu tare? Mă, omule, să te interesezi ce zice Biblia. Amin. Cartea asta este infailibilă, e cuvântul lui Dumnezeu autentic. Crapă cerul, trece cerul și pământul. Cerul vor trece cu tros, ne spune Biblia. Dar nici o iotă din cartea asta nu trece fără să se împlinească. Tot ce zice Dumnezeu e da și amin. Cine crede ca mine să zică amin. Aliluia lui Dumnezeu! Singur și noapte, cineva îl bate pe umăr, lăsați-mă să actualizez, Și pune o întrebare care vrea să-i prezinte adevărata în fața lui, că a fost mascat 20 de ani. Și întrebarea este următoarea. Cum îți este numele? Peu să-l mintă că nu era taică-sorb. Era un reprezentant de al cerului. Primată sute că sau, dar nu era e sau. Are un moment de revelație, bărbatul ăsta. parcă îl văd cum îi ca cade bărbia. Cum încep să se scurgă lacrimi din ochii lui. Și cu regret specific iertării și dorinței de renunțare la băgat. Cu regret adânc a recunoștinței, a recunoaște de păcatul lui bărbatul să zice numele meu. Recunosc. Este Iacov. Când vreau o auzea, Iacov auzea în șelătorul tradus în limba noastră. I-am înșelat pe toți. Dar mi aflu față în față cu cineva pe care nu pot să-l înșel. E deasupra mea, e mai tare decât mine. Iată că i-a zis Dumnezeu, când Dumnezeu putea prin reprezentantul lui să-i spună, îți dau un bobărnac și dispari. Hai, vreau să nu te mai văd în fața ochilor. Mi-ai pătat imaginea. Ești din familie de patriarhi. Tai că e un patriarh, bunicul tău e un patriarh. Cu bunicul tău a făcut un legământ special și am zis că semința lui va fi sămânța credinței. Și tu așa te comporți. Este comportamentul tău. Un astfel de comportament ai, putea să-i zică Dumnezeu. Când putea să-i dea cu piciorul Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, pentru că ai fost sincer, pentru că ai zis stop, pentru că ți-ai recunoscut starea, îți schimb viața, îți schimbi identitatea, îți schimb numele. Numele tău nu va mai fi Iacov, de azi te vei numi Israel. Și numele lui este purtat de către spațiul ebraic, de o țară întreagă. Israel ce ce luptă cu Dumnezeu cu, și cu oamenii și este? Piruitor. Stop! Să te oprești în această seară în fața lui Dumnezeu. Să spui lui Dumnezeu, te rău frumos, Doamne, coboară lângă mine. Coboară cu, cu sângele tău, Doamne. Vino Duhul Sfinte la nivelul minții mele, acolo unde nu poate intra nimeni. Coboară la nivelul stărilor mele cognitive. Așează-te în spațiul obscur unde nimeni nu poate să intre. Și ajută-mă să mă opresc din păcat. Aș vrea să stăm ridicați. Am rugămintea să-ți închizi ochii. Ce urmează să spune este super privat, așa că nu trebuie să fie strâmt nimeni de grozitatea sau de rușinea care o produci. Când vă toți ochii închiși, continuă. Vedeți că s curajos. Până atunci aștept. Poate singurul tău moment de grețe de a seama că ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Valoarea ta nu este dată de, de notele pe care le ai la școală. Valoarea ta e dată de, de sufletul tău. Tău suflet. Nu-ți juca sufletul la zaruri. E prea scump cerul să-l pierzi pentru pământ, pentru gunoaiele pământului. Când la propria ta ființă, oare n vrea să fii un Eliazar? E bărbatul care a scris o istorie diferită. Luni întregi au străbătorit oamenii ăștia fără chivot, au cântat fără chivot, s-au rugat fără chivot, au slujit fără chivot, au fost la repetiții fără chivot, au făcut dărnicii fără chivot, fără prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu era absent. Dar a venit un moment în care după 20 de ani, când nimeni nu i-a băgat în seamă, foarte mulți veneau la spațiul ăla, la camera aia doar să-și facă poze cu chivotul, să plece ca un obiect de muzeu a devenit chivotul. Tu poți să râzi, dar mâine, mâine plătește. Facturile îți vin când mai ai bani. Când ești la propria ta eternitate, ești prea matur și prea inteligentă să-ți bagi de tine. Ai minim 14 ani, ești aici? Dumnezeu te urmărește cu privirea. Dumnezeu te iubește. S-a spus să-ți închizi ochii, da? Mulțumesc. Stai înainte lui Dumnezeu și gândește la veșnicia ta. La propriul tău suflet. Îmi termin mesajul și tu poți să faci ce vrei cu viața ta. Poți să-mi dai ignor. Dar să știi că cu ziua asta te mai întâlnești odată la judecată. Simt cum Duhul lui Dumnezeu trece printre rânduri. Aliluia Domnului Iisus Hristos. Și la balcon e Duhul Sfânt prezent. Și pe hol e Duhul Sfânt prezent. În dreptul fiecare ființe e Duhul lui Dumnezeu care cercetează sufletele noastre. Că niciodată n-ai simțit cercetarea Domnului, închideți ochii și o să simți. Caută-L pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Spune-i Domnului, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă că am vorbit murdar. Iartă-mă că am gândit mort, iartă-mă că am fost un bărfitor, iartă-mă că am fost o certăreață, iartă-mă că nu respect autoritatea părinților mei, iartă-mă că mi-am atacat familia prin vorbe, mi-am așezat familia într-o zonă de pericol prin faptele mele. Poate și mai în vârstă și recunoști că ți-ai blestemat fica în urmă cu 20 de ani și ai spus, vei ajunge, o, oh, și acum te miri unde ai ajuns. Soră, te rog frumos, retrageți peste în seara zi spunei Domnul Iisus, te rog frumos, iartă-mă, Doamne, eliberează-mă. Este cineva aici prezent care are minim 13 ani, de când a murit Daria din Ghinten, din județul Cluj, de lângă Cluj, a murit în cancer, s-a uitat la taică -s două săptămâni înainte, o filmat-o, și-a zis, tati, eu în două săptămâni mor. Și taică s -o zis, nu se poate, să nu mai zici niciodată așa ceva. Tu în două săptămâni te fiinte și au zis, nu, simt. Am o presimțire, fata asta a zis. Când două săptămâni mor, avea cancer. Știți că exact în două săptămâni am murit? De la episodul ăsta am coborât nivelul în care chem oamenii la pocăință. Înainte ziceam, dacă ai minim 14 ani și vrei să-ți predai viața Domnului. De atunci spun, dacă ai minim 13 ani și vrei să-l iei în serios pe Dumnezeu și vrei să-i spui Domnului în această seară. Doamne sus, vreau să mă opresc din păcatele mele, din gândurile mele, din vorbele mele, din atitudinile mele murdare. Te rog, coboară cu sângele tău și eliberează-mă. Dă-mi o viață nouă. Fă ceva în viața mea, Doamne. Nu schimbă o parte din viața mea. Schimbă-mă radical, Doamne. Nu pune un petic pe haina mea murdară și ciopărțită și zdrențuroasă. Schimbă-mi haina, Doamne. Dă-mi o haină mântuirii. Vreau să ajung în rai. Vreau să ajung în prezența ta. Doamne, nu mă lăsa doar mai puțin să fumez. Să nu mai fumez deloc din seara asta. dă putere să un preț din orice păcat în sângele lui Isus Hristos, avem sfințirea, avem eliberarea, sângele Domnului este prezent în locul acesta. O simt prezența Domnului, lăudați să fie numele Domnului. Dacă ai minim 13 ani și când ai legământ cu Domnul Isus Hristos, mărturisindu-ți credincioșia ta și credința ta în Mântuitorul Isus Hristos în apa botezului, și dacă încă nu te-ai botezat și vrei să-ți predai viața Domnului, e seara ta, e seara eliberării tale. Nu pleca din seara asta, pentru că n-am nicio garanție ce se întâmplă mâine cu viața ta. Dacă vrei să-i spui Domnul, Doamne, iartă mi păcatele, eliberează liberează, mă vindecă, mă, îmi predau viața mea ție, realmente vreau o schimbare radicală a vieții mele. Fă un semn discret cu mână dreaptă ridicată în fața lui Dumnezeu. Domnul e prezent aici pentru tine să te elibereze. O, Domnul să te atingă, aleluia lui Dumnezeu. Domnul să te atingă, dacă mai este cineva în prezența Domnului care îi spune cu seriozitate, Doamne, vreau și eu eliberare, Doamne, vreau și o transformare. Dumnezeu vrea să te elibereze, vrea să schimbe viața ta. Nu vrea să schimbe o parte din viața ta, vrea să schimbe toată viața ta. Isus Hristos este Domnul. Aleluia Domnului Isus Hristos. Indiferent de religia pe care o ai, indiferent de unde vii, indiferent de tagma religioasă din care faci parte, Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul te mai întreb o dată dacă vrei să-ți viața Domnului, ridică o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu și zi, Doamne, iartă-mă și pe mine, liberează-mă și pe mine, iartă-mă și mie păcatele, transformă-mă radical în seara asta. Vreau o transformare reală. Dacă ești la balcon, ridică o mână, te-am văzut acolo în spate. Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te elibereze, Dumnezeu să scrie numele tău în cartea vieții. Dacă mai este cineva în prezența Domnului care vrea să-i spună Domnului, Doamne, te aleg în această seară, ai minim 13 ani, ești compatibil, ești compatibil pentru Rai, e seara eliberării tale. De de ce să sterfelești adolescența în lumea păcatului? De ce să trăiești într-o lume așa rea și păcătoasă și la final să-ți păcatele și cu greu să te mai întorci și să ai plămâni distruși de droguri și creierii prăjiți? Întoarce te la Hristos de vreme. spune Domnul, Doamne, vreau să-ți dau adolescența mea ție. Vreau să-ți dau ție tinerețea mea, valoarea mea, Doamne. Cea mai bun din mine, pasiunile mele vreau să-ți le ofer. O, oh, te iubesc, Iisuse Hristoase. Mă îndrept pocăiții botezați care de o vreme nu mai simt prezența Domnului. Tu, soră care cânta în alte limbi, acum bârfești în limba română. Domnul vrea să-ți aducă eliberare. Pentru pocăiții botezați de o vreme mai lungă sau mai scurtă, care în această seară se rededică Domnului și spun, Doamne, mă așez din nou în palmele tale. Am, Doamne, încredere că tu mă porți din biruință în biruință prin numele tău, păcătii botezați care împreună cu mine se rededică Domnului, ridic o mână stângă înaintea lui Dumnezeu. Uite-te, Doamne, la mâine care se ridică, aleluia, aleluia, Domnul se va atingă, Domnul se va atingă, Domnul se va atinge, Domnul se va atingă. atingă, mai sunt și alții. Intră, Doamne, în cercetare. Ripet, cantara Managa în viozet. Iosehet. Sfânt ne zice că aici sunt persoane care au gânduri suicidale. O să ne rugăm special ca Domnul să le libereze. Viitorul tău nu-i supra de medicamente, viitorul tău nu e ștreangul, viitorul tău nu-i să mergi cu 200 la oră și să proiectezi mașina ta într-un stâlp cu gândul că mori. Viitorul tău este în sângele lui Iisus Hristos. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, Marele Rege, și-a dat propria viață pentru tine. Ultima picătură de sânge din trupul lui s-a scurs pentru viața ta. Te iubește Hristos, te iubește Hristos, te iubește. Vrea să-ți ierte păcatele în seara asta. Simt cum puterea Domnului se prezentă în locul acesta. O să ne rugăm special pentru cei ce sunt prinși de dependențe, care sunt legați de lanțurile păcatului, pe care niciun psiholog, niciun terapeut, niciun centru de detoxificare nu-i poate elibera. Există între noi un rege. Aleluia Domnului Isus Hristos! Este Domnul care și astăzi se liberează. E prezent la Betel. Simt cum trece printre rânduri. Șamana Gadazari, Zariovet. Aleluia Domnului Isus Hristos! Viața Tare, viitor în numele lui Isus Hristos. Ai perspectivă în prezența Domnului. Spune: Domnului, Doamne, iartă-mă, eliberează-mă. Roagă-te în următoarea rugăciune, cum te-a rugat niciodată. Strigă după mila lui Dumnezeu. O, Domnul, e prezent aici să-ți dea viață. E prezent aici să-ți scrie numele tău în Cartea Vieții. O puternică luptă se dă în momentul ăsta. Dar vreau să vă spun ceva clar și sigur. Bine, Hristos! Sângele Domnului e prezent să te elibereze. Rostesc numele Domnului peste casa ta, peste pruncită peste drogații din casa ta. Elit ca menagara verodeas. Există putere în numele Domnului să intrăm în rugăciunea asta. Vreau să vă rugați cum nu v-ați rugat niciodată. Vreau să strigați după mila lui Dumnezeu. Vreau să ziceți, Doamne, milă de mine, de casa mea, de pruncii mei, de părinții mei, de buricii mei, de nepoții mei. Să intre Domnul în cercetarea bolilor tale. În numele lui Isus, rostesc vindecare. Există putere în numele lui Isus Hristos. Există putere de eliberare. Simt cum se rupe lanțul chiar acum. Că tu se le cad în numele lui Isus. Obeziile se rupte în numele sângelui. Vărsa la calvar. E prezent Domnul la Betel. Aleluia Domnului Isus Hristos. Fiecare ne rugăm din toată inima, strigăm după mila lui Dumnezeu. Dacă n-ai știut să te rogi până seara asta, zi Doamne, învață-mă să mă rog. Învață-mă să mă rog. Învață-mă să strig după prezența ta. Să chem numele tău. Domnul e prezent aici să scrie numele tău în cartea vieții. Să-ți dea o haină No, Alba, Haina na eliberării! Hai na vindecării! Hai restaurării!